Cuviosul Gerasim și leul Iordan. Un alt sfânt din secolul al V-lea, cuviosul Gerasim, își ducea zilele într-o mănăstire din pustiul Iordaniei. Într-o bună zi, cuviosul își făcea rugăciunea în pustiu. Deodată, auzi un urlet înfiorător și văzu un leu. Fiara se apropie șchiopătând de sfântul Gerasim și întinse o labă pe care avea o rană puruiată. Sfântul văzu că în labă intrase un spin. Leul îl privea pe cuvios cu ochii plini de suferință. Prietene, te doare tare? Îl întrebă cuviosul Gerasim pe leu. Ai răbdare, acuși te ajut. Sfântul scoase spinul, curăți rana și o bandajă cu o fâșie de pânză. Mângâind cu blândețe coama aspra a leului, starețul îl lăsă să plece, dar leul nu pleca. Din ziua aceea, el începu să-l însoțească pretutindeni pe călugărul sfânt, asemenea unui elev după învățător, și îi dădea ascultare în toate. La mănăstirea unde își ducea zilele cuviosul Gerasim, apa era adusă din râul Iordan cu un măgăruș. Călugărul îl trimitea pe leu să păzească măgărușul când acela păștea pe mal. Leul îndeplinea cu sârguință această ascultare, dar într-o zi el a adormit la umbra unui palmier, iar în acest timp, prin preajmă trecea o caravană de cămile. Stăpânul caravanei, văzând că măgărușul paște nepăzit de nimeni și crezând că acesta s-o fi rătăcit, l-a luat cu el. Când s-a întors leul fără măgăruș, sfântul Gerasim i-a zis: Tu l-ai mâncat? Dacă e așa, va trebui să faci tu lucrul lui de acum înainte. Din ziua aceea a început leul o nouă ascultare, cărând apă la mănăstire. După o vreme, aceeași caravană făcea cale întoarsă. De pe malul înalt al râului, leul își văzu măgărușul și se repezi bucuros spre el. Negustorul, înspăimântat fiind de leu, își lăsă caravana și o luă la sănătoasă. Iar leul, luând în gură frâul cum făcea și mai înainte, aduse măgărușul la mănăstire. Când se apropie măgărușul de stareț, sfântul Gerasim mângâie leul și îi zise zâmbind: Degeaba te-am certat, ești un leu cinstit și de azi înainte te vei numi Iordan. Mult timp a mai trăit la mănăstire leul Iordan. Când cuviosul Gerasim îmbătrâni de tot și muri, leul fu cuprins de tristețe și încetă să mai mănânce. Apoi se culcă pe mormântul sfântului, scoase un urlet de se cutremură văzduhul și își dădu sufletul. Din acele timpuri străvechi, cuviosul Gerasim din Iordania este zugrăvit adesea pe icoane cu un leu.